În vara asta, în sfârșit, după ani de zile, am lansat și site-ul Istoria Binecuvântării și când intrați pe el, prima carte care apare pe site este Viziunea Împărăției. Viziunea Împărăției. Și ceea ce am dorit să facem este să parcurgem împreună Viziunea Împărăției trecând prin cele 26 de cărți care formează coloana vertebrală a Scripturii. După câte vedeți, călătorim deja de 34 de ani pe cărarea asta. De 34 de ani și dorința noastră a fost să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar ca să pornesc la drum, am câteva lucruri pe care aș vrea să le parcurgem. În primul rând, care este scopul nostru? Apoi, care este viziunea, programul de studiu biblic în pasul exegetic, uneltele și ținta pe care ne-am pus-o în față, pe care am dorit să o atingem, sau Duhul Sfânt să o lucreze în noi. Și dați-mi voie să încep cu scopul și, în primul rând, cu importanța cunoașterii lui Dumnezeu. Pentru că scopul nostru este să-L cunoaștem pe El, să-L facem cunoscut. Și Ioan, capitolul 17, versetul 3, sunt cuvintele Domnului Iisus. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cuplezi la sursa vieții, pentru că sursa vieții este Dumnezeu și Dumnezeul întrupat, Iisus Hristos. Ultimele versete din prima epistolă a lui Ioan ne spune că Domnul Iisus este viața veșnică. Cine are viața, are pe Fiul, are viața. El este viața veșnică. Interesant este că Dumnezeu nu ne împrumută viața, ci curge viața, El este vița, noi suntem mlădițele, Tatăl este vierul. Și atunci câtă vreme suntem în viță, câtă vreme suntem cuplați la viață, avem viață. Viața veșnică nu este o viață de lungă dimensiune, deși s-ar putea ca nemurirea să fie parte din ea, dar nu este nici o viață de o anumită calitate, deși și asta poate fi adevărat, ci viața veșnică este o persoană și relația personală cu această persoană, practic, ne aduce pe noi la viață. El este piatra vie. Când ne apropiem de El, venim la viață, suntem zidiți într-un templu de pietre vii. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Dar asta, într-un fel, ne aruncă undeva în veșnicie, într-un spațiu spiritual. Și ne întrebăm, când coborâm pe pământ și ne trăim viața asta cotidiană de zi cu zi, ce rost are sau ce importanță are cunoașterea Domnului Iisus Hristos? Uitați-vă ce spune 2 Petru, capitolul 1, versetele 1 la 3. Puțin la microfonul lui Titi. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin tot slava... Tot ce privește viața și felul de a trăi această viață spre slava lui Dumnezeu. Evlavia este nu doar viața, ci viața pusă de negoț pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și observați, aici este vorba de umblarea noastră pe pământ, de viața noastră de zi cu zi. Și vorbim despre importanța cunoașterii lui Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, adică viața și trăirea ei evlavioasă, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin puterea și frumusețile lui. Dar dacă mă mut în Vechiul Testament, cunoașterea lui Dumnezeu este și acolo menționată în Ieremia, versetele 23-24, capitolul 9. Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, și cel ce se laudă, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul. Are pricepere că mă cunoaște și știe că eu sunt Domnul. Care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. În ce găsește Dumnezeu plăcere? Dragii mei, înțelepciunea este bună dacă e frica de Domnul. Bogăția, puterea, toate astea avem nevoie de ele ca să trăim. Dar Dumnezeu găsește plăcere când ne lăudăm că-L cunoaștem, când ne străduim că-L cunoaștem pe Dumnezeu. Am văzut doar din câteva versete importanța cunoașterii lui Dumnezeu. Dar care să fie oare
implicațiile sau care să fie implicațiile necunoașterii lui Dumnezeu. Și aș citi doar câteva versete din Evrei, capitolul 3, versetele 6 la 10. Casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit două lucruri, credința și nădejdea. Pentru că credința și nădejdea lucrează dragostea. Dragostea se vede, dragostea se simte, dragostea este dovada prezenței lui Dumnezeu în noi. Dar ai nevoie de două componente ca să zidească dragostea în noi. Așa cum apa o bem și ne stâmpărăm setea, dar dacă nu sunt moleculele de oxigen și hidrogen, nu există apă. Și exact așa este credința și nădejdea. Și textul spune, credința și nădejdea trebuie păstrate până la capăt, pentru că Dumnezeu este dragoste și doar prin cele două îl gustăm pe Dumnezeu. Versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde părinții voștri m-au ispitit, m-au pus la încercare și au văzut, sau măcar că au văzut lucrările mele timp de 40 de ani. Citiți cu voce tare versetul 10. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Acum, dacă vedeți legăturile cauzale din textul nostru, partea dureroasă este ca Dumnezeu să uite la mine și zice, m-am dezgustat de tine. Te vărs din gura mea, cum spune Domnul Iisus bisericii din Laodiceea. Dar care este ce-a dus la lucrul acesta? Și textul spune, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Și asta este supărarea lui Dumnezeu. Nu uitați, înainte de potop, toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Și Dumnezeu a zis, m-am dezgustat de el și am să-i nimicesc. Și a venit potopul pe pământ și a suflat întreaga omenire, dragii mei, la moarte. Dar cauza care duce la rătăcirea inimii și pe urmă la dezgustarea lui Dumnezeu este necunoașterea căilor Lui. Necunoașterea căilor Lui induce rătăcire în inima noastră pentru că pierdem busola și în ultima instanță Dumnezeu se dezgustă de noi. Implicațiile necunoașterii lui Dumnezeu sunt uriașe, dar la fel și beneficiile cunoașterii lui Dumnezeu sunt uriașe. Așadar, care să fie scopul cu care ne adunăm de ani de zile? Și eu cred că scopul acesta trebuie să fie în viața fiecărui creștin și în viața fiecărei biserici locale. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut. Voi vorbi despre ambele aspecte, dar dați-mi voie să încep cu importanța cunoașterii lui Dumnezeu, rotind puțin lucrurile pe o altă fațetă. Deci cunoașterea lui Dumnezeu este importantă, dar ne întrebăm de ce? De ce? Uitați-vă cum a început istoria noastră a oamenilor. În Genesa, capitolul 1, versetul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și versetul 27 continuă, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. În versetul 26 am un individ, în versetul 27 am o familie sau cel puțin două persoane și versetul 28 am o comunitate și spune, Domnul Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul cu ce? Cu chipul lui Dumnezeu așezat între bărbat și femeie, sau în bărbat și femeie, dar probabil mai degrabă între ei, și în felul acesta pământul ar fi trebuit umplut cu comunități, cu oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A intervenit păcatul și Dumnezeu a ales pe Avram și prin Avram l-a chemat pe Moise și a scos poporul din Egipt și a ajuns la Sinai și acolo le dă legea. Faptul că Dumnezeu ține la principiul creației o dovedește legea, pentru că legea întărește principiul creației. În Matei, capitolul 22, unul dintre cărturarii pune Domnului Iisus Hristos o întrebare. Care este cea mai mare poruncă din lege? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să facem om după chipul nostru.
Și observați, legea, am spus că întărește principiile creației. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își continuă planurile, chiar dacă pare să fi fost dejucate de satana și de neascultarea omenirii. Dumnezeu continuă același lucru. În textul nostru avem pe Dumnezeu, pe mine însumi și pe semenul meu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot cugetul, tot sufletul, tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și toate aceste trei lucruri le găsim în chipul lui Dumnezeu. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, conchide Domnul Iisus Hristos. Deci, ce este chipul lui Dumnezeu în noi? Relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine și relația cu semenii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Observați, totul se subordonează relației cu Dumnezeu. Omul se face sau se desface plecând de la relația lui cu Dumnezeu. Dar ce se întâmplă când această relație este ruptă de păcat? Dragii mei, o dezintegrare totală, spirituală, morală, socială. Uitați-vă la viețile noastre, uitați-vă la societatea în care trăim, la oamenii din zilele noastre, la tot universul. Suntem îngroziți să vedem, după atâtea secole de istorie, de ce-i capabil omul, dragii mei. De ce-i capabil omul datorită păcatului. Noi ne plângem de răul, de suferința din lume, dar ne batem joc de libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Ori libertatea de alegere și alegerile noastre au adus în lumea asta tot răul pe care îl vedem. Când se rupe relația cu Dumnezeu, noi ne dezintegrăm. În relația cu Dumnezeu ruptă, pe urmă ne desfacem în noi înșine și relațiile noastre se strică. Oare a renunțat Dumnezeu la planurile Lui? Nu, în niciun caz. Și de aceea, dacă mă duc în Noul Testament, în Romani, capitolul 8, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte de ce? Mai dinainte de veșnicii, dragii mei, mai dinainte de facerea lumii, când Dumnezeu a zis să facem om după omul încă nu exista. Abia în versetul 27 Dumnezeu l-a făcut pe om, dar 26 este doar planul lui Dumnezeu. Și observați, El n-a renunțat la planurile Lui, în ciuda căderii, în ciuda păcatului. L-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dragii mei, Dumnezeu a vrut să aducă mulți fii la slavă. Și a desăvârșit prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. De ce? Pentru ca într-o bună zi, când îl vom vedea pe El, să fim ca El, să fim ca El, transformați într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are să subordoneze toate lucrurile, prin puterea. Dragii mei, Hristos este Cel care, prin care au fost făcute toate lucrurile. Cum? El a zis și s-a făcut. Da? Și această putere ne va transforma și pe noi într-un chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, citiți cu mine. Noi toți privim cu fața cu mine, toți, haideți. Noi toți, opriți-vă puțin, eu vin de la Moșnița. Și acolo am văzut două lucruri extraordinare. Când este un text pe ecran, auziți o armată vorbind la unison. Incredibil. Eu nu știu cine a învățat. Dar am mai văzut ceva. Când începe cântarea, dragii mei, o armată întreagă cântă. Este extraordinar. Hai să vedem. Poate învățăm și noi lucrul acesta. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Observați, Dumnezeu nu s-a dat bătut, n-a renunțat. Dumnezeu își continuă lucrarea și într-o zi cerul va fi, sau pământul nou și cerul nou vor fi populate, dragii mei, de ființe asemenea Domnului nostru Iisus Hristos.
ființe create după chipul lui Dumnezeu. Tot ce a stricat păcatul în noi va fi refăcut de Duhul lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu, de ce? Pentru că, dragii mei, doar prin cunoașterea lui Dumnezeu ne bucurăm de veșnicie și ne bucurăm de viața de acum. Dar întrebarea este, cum să ajungi să-L cunoști pe un Dumnezeu transcendent, nevăzut, unic? Da, este personal, intrăm în relație cu El, dar ca și cum aș vorbi cu un duh, nu-L văd, nu-L pot lua în brațe. Cum ajungem să-L cunoaștem pe un astfel de Dumnezeu? Ca să-L poți cunoaște, El trebuie să coboare spre noi. Noi nu putem urca spre El. Și El a coborât pe mai multe scări, ca nu cumva să ne scape posibilitatea de a intra în relație cu El. În primul rând, în conștiința noastră, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Legea lui Dumnezeu, care reprezintă pe Dumnezeu. Dragii, legea lui Dumnezeu reprezintă pe Dumnezeu, a fost scrisă în conștiința noastră. Dar apoi este natura. E toamnă, ne-am cules roadele, îngălbenesc frunzele. E o minune să vezi toată bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste omenirea asta stricată. Însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Dar apoi, în istoria pe care Dumnezeu a sacralizat-o în Sfânta Scriptură, între coperțile ei și unde și-a lăsat urmele pașilor, îl putem cunoaște pe Dumnezeu. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul singurului Dumnezeu. În căușul palmei Lui este istoria. Dar poate imaginea cea mai clară a lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Când Filip spune, arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi de ajuns, Filipe. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-L pe Tatăl? Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Cum? Întrupându-se și locuind printre noi, plin de har și de adevăr. Dar cine este El? O, la început era Cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul acesta care era Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi și de aceea chipul lui Dumnezeu este în întrupatul Său Fiu. Acolo îl cunoști pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, până și Domnul Iisus Hristos se legitimează pe sine prin Sfintele Scripturi. Scriptura este ușa pe care El intră ca să devină ușa spre mântuire, ne spune Ioan în capitolul 10. Observați, Dumnezeu a coborât spre noi sau la noi, pe atâtea căi, ca să nu putem spune nimeni dintre noi, n-am putut să-L cunosc, ești nevăzut, nu știm cine ești. Nu, nu, nu. Dumnezeu, dragii mei, s-a descoperit pe sine, s-a făcut cunoscut fiecăruia dintre noi, doar că suntem prea preocupați cu deșertăciunea acestei lumi și nu ne punem o întrebare simplă, cine ești, Doamne? Și cu toate că avem toate aceste cinci modalități de revelare de sine a lui Dumnezeu, spațiul sacru a revelării de sine rămâne Sfânta Scriptură. Și de aceea când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne punem întrebarea cum să o facem, trebuie să deschidem Scripturile. Asta este Sfânta Scriptură, spațiul sacru a revelării de sine a lui Dumnezeu. Dar cum se interpretează Scriptura? Observați, aveți o pâlnie înaintea voastră și coborâm pe ea spre cartea, care este unitatea literară, pe care nu mai putem rupe în bucăți, ci trebuie să stăm lângă ea. De aceea vom lua cărți din Biblie și vom trece prin ele. Dar Scriptura are 66 de cărți. Pentru că 66 de cărți îți iau un pic de timp ca să le studiez pe toate de la capul, a capul, a fine, dragii mei. Am creat un program, o cărare. Programul este coloana vertebrală a Scripturii. Anul de studiu este o panoramă asupra Scripturii și aici avem câteva cărți. Vom pune înaintea noastră anul întâi să vedeți ce urmează în săptămânile care urmează. Dar locul întâlnirii cu Dumnezeu este într-o carte. Acolo, dragii mei, te întâlnești cu Hristos, acolo adevărul lui Dumnezeu este așezat după dorința lui Dumnezeu și când strici o carte, când scoți textele din context, pierzi adevărul printre degete. Și de aceea Dumnezeu ne vorbește prin cărți ale Scripturii. Prin cărți ale Scripturii. Acum, dacă știm că o carte este
unitatea literară în care îl căutăm pe Dumnezeu și ne întâlnim cu Dumnezeu, întrebarea este cum abordăm, cum studiem o carte. Mă întorc înapoi la chipul lui Dumnezeu. De data aceasta vorbesc nu de relația cu Dumnezeu, ci nevoia de Dumnezeu de semnificație și de semeni. Cele trei paliere ale chipului Dumnezeu în noi. Dar eu pot pleca fie de jos, dacă mă întorc la imaginea precedentă, nevoia de semnificație și de semeni formează nevoile noastre imediate. Aici ne trăim viață. În relații cu noi înșine și cu semenii noștri. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar porunca cea mai mare este să iubești pe Dumnezeu. Cea din tâi și cea mai mare poruncă. Să iubești pe Dumnezeu. Deci nevoia noastră fundamentală este nevoia de Dumnezeu, a relației noastre cu Dumnezeu. Acum, dacă vreau să mă apropii de Scriptură, trebuie să țin cont de lucrul acesta. Eu pot veni de jos, căutând răspunsuri la nevoile mele imediate, sau pot veni de sus, căutând să-L cunosc pe Dumnezeu. Și eu cred că dacă omul se face sau se desface plecând de la nevoia lui de Dumnezeu sau relația lui cu Dumnezeu, atunci când deschid Scriptura, mă uit pe mine. Din păcate, în zilele noastre suntem așa de grăbiți încât mergem repede la aplicații. Nici n-apucăm să observăm textul, să interpretăm textul, nu-l corelăm. Cu ce să-l corelez? Că n-ai timp pentru astea. Și atunci ce îmi spune mie textul? Ce trebuie să fac astăzi? Dragii mei, este cea mai mare greșeală pe care putem să o facem. Pentru că nevoia mea fundamentală este cine ești, Doamne? Asta e nevoia mea fundamentală. Dacă viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, atunci nevoile mele imediate se subordonează cunoașterii de Dumnezeu. Abia după aceea pune întrebarea, ce vrei să fac? Pentru că Dumnezeu așteaptă un răspuns din partea mea. Și eu răspund lui Dumnezeu în ascultare de El, ascultare de poruncile Lui, de umblare în căile Lui. Atunci când nu-L cunosc pe Dumnezeu și căile Lui, inima mea se rătăcește și Dumnezeu se dezgustă de mine. Observați cum se îmbucă textele. Deci eu cred că abordarea corectă a unei cărți este de sus în jos, nu de jos în sus. Cu alte cuvinte, mai întâi vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, să aflu căile Lui, să descoper cum se leagă la oaltă. Noi suntem acum în 2 Samuel. Și cei care ați fost cu noi, și poate voi reveni la lucrul acesta, pentru că e de mare folos, am pus schema Poetres, care pare foarte complicată, dar este un cuier care mă ajută să văd cum se raportează diversele părți dintr-o narațiune, una la cealaltă, care e rostul fiecărui lucru. Știți cum se deformează adevărul în mâna mea? Supralicitez anumite părți dintr-o narațiune și le neglijez pe celelalte. Și atunci istoria mea preferată este David și Goliat. David și Goliat este un detaliu într-o narațiune. Ce vrea să-mi spună Dumnezeu prin toată narațiunea? La fel se întâmplă în orice carte narrativă din Biblie. Și de aceea este important să așezăm lucrurile la locul lor. Și elementul ăsta ne este de folos, pentru că după ce am descoperit planul lui Dumnezeu, aplicațiile încep să curgă spre noi și ne putem liniști, ne putem liniști cu ele. Am vorbit de scopul nostru, este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și voi lăsa pe mai târziu să-L facem cunoscut. Dar v-aș opri pentru întrebări, dacă aveți, pentru că e foarte important să înțelegeți lucrurile astea. De ce repet aproape în fața fiecărei cărți, în fiecare început lucrul ăsta, dragii mei? Pentru că am învățat o lecție umblând prin țară. Când pornești pe un drum și nu știi de ce ai pornit pe el, te dai bătut la prima greutate de care te lovești. Și am văzut biserici după biserici care au abandonat studiul biblic pentru că e prea greu. Well, când ești motivat să faci ceva, treci prin greu. Dar dacă nu ai nicio motivare, toate lucrurile scad din inimă și scad din mâini. Și asta este adevărat cu orice lucrare. Și de aceea, cred eu, asta este cartea de căpătâi. Eu am scris-o după 25 de ani de umblat pe cărările Scripturii, ca să ajut pe cei care intră în studierea Scripturii să aibă motivația de a nu se da bătuți când dau de greu. Când dau de greu. Da, despre ce să fie vorba? Viziunea împărăției.
sau cadrul care ne ajută să atingem scopul pe care ni l-am fixat. Am plecat de la pilda semănătorului. Domnul Iisus este prima pildă din Matei capitolul 13 și să semene sămânța. O parte a căzut pe drumul bătătorit, altă parte pământul stâncos, pământul spinos și o parte și în pământul bun. Pământul bătătorit nici nu intră în relație cu sămânța, vin păsările cerului și o fură. Pământul stâncos și spinos primesc cu bucurie cuvântul, cu alte cuvinte, procesul a pornit, dar este avortat. Iese soarele, n-avea rădăcină, îngrijorările veacului acestuia, doar o categorie aduce rod. Observați, sămânța este aceeași, semănătorul este aceeași, pământurile sunt diferite. Și doar o categorie aduce rod, pământul bun, din versetul 23. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Citiți cu mine textul. Sămânța căzută în pământ bun este ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Observați, trei lucruri se întâmplă. Aud, înțeleg și trăiesc. Și aceștia trei sunt pașii pe care viziunea împărăției încearcă să așeze toate lucrurile. Auzirea cuvântului, înțelegerea cuvântului și trăirea cuvântului. Auzirea cuvântului e poate cea mai facilă. În timp ce speli vase, poți asculta cuvântul sau predica, sau vii și șezi și te mai uiți la telefon, mai auzi câte un crâmpei din predică. Dar vă asigur, dragii mei, unul dintre voi nu știe ce s-a predicat după o săptămână, decât dacă a fost o predică scandaloasă. De altfel, de multe ori și dacă întrebi pe predicator, nici el nu știe ce a vorbit, pentru că predică după predică, le mai uiți și le încurci. Ca să înțelegi cuvântul, trebuie să-l dezbați, să te frămânzi. Și de aceea biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, în auzirea cuvântului, în legătura frățească, adică în înțelegerea cuvântului, după care își trăiau viața în așa fel încât oamenii veneau buluc la Hristos. Buluc la Hristos. Pentru că le vedeau viața. Le vedeau viața, trăirea cuvântului. Și atunci, eu cred că noi ne-am creat spații, ca și este de aici, care pentru o conferință este binevenită, mai ales dacă nu m-ar orbi reflectoarele care sunt în fața mea. Dar dincolo de asta, dragii mei, dacă nu există un alt spațiu în care să putem dezbate cuvântul sau dacă nu aveți curajul să puneți întrebări, nu întrebările sunt proaste, ci răspunsurile, tot blamul cade pe mine. Dar îndrăzniți, este altceva decât duminică dimineața în care eu vorbesc și toată lumea dormitează. Dar ca să înțelegi cuvântul trebuie să pui întrebări. Obligator trebuie să pui întrebări. Și întrebând și înțelegând lucrurile, ele se așează în tine și pe urmă sămânța aceea începe să rodească. Și un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Auzirea, înțelegerea și trăirea cuvântului. Este un proces care trebuie să fie viu, prezent în viața fiecărui creștin, ca să nu rămână un pitic în cele spirituale, să cresc într-o asemănare a Domnului Iisus Hristos. Ca să folosesc terminologia din viziunea împărăției, auzirea cuvântului am asociat-o cu pasul exegetic. A exegeta înseamnă a scoate din text, da? A exegeta înseamnă a citi în text ideile tale. Dar a exegeta înseamnă a lăsa textul să-ți vorbească și am asociat-o cu auzirea cuvântului. Dar pe urmă, înțelegerea cuvântului am asociat-o cu pasul teologic și trăirea cuvântului cu pasul cultural. Cu alte cuvinte, eu stau în Scriptură, după care discut Scriptura cu frații mei și în felul ăsta înțeleg Scriptura, dar apoi mă întorc înapoi în viață, în familie, în societate, la locul meu de muncă, să trăiesc cuvântul. Nu uitați, scopul nostru este să-L cunoaștem pe El și să-L facem cunoscut. Când mă gândesc la pasul exegetic, în pasul exegetic, ceea ce îmi doresc este să-L cunosc pe Dumnezeu studiind întregul Său plan revelat în Scriptură.
să-L cunosc pe Dumnezeu, căile Lui, studiind întregul Său plan revelat în Scriptură. În pasul teologic vreau să sistematizez adevărurile pe care le-am înțeles cel puțin în trei domenii. În primul rând, în domeniul teologic, să am adevăruri clare în mintea mea, să pot vorbi despre ele, dar apoi să le leg de viața bisericii. Pentru că cuvântul acesta trebuie să modeleze biserica și să mă raportez corect la lume. Și pentru asta este obligatoriu ca în pasul teologic să comunic adevăruri sistematizate în concepte teologice clare. Dacă cineva îmi cere socoteală de nădejdea care este în mine, să vorbesc inteligent, să vorbesc pe înțeles, să vorbesc în mod logic lucrurile respective și clar. Și lucrul acesta este important, mai ales în relația cu copiii noștri. Ca un copil să te înțeleagă, trebuie să te cobori la nivelul lui, să pui adevărul pe înțelesul lui în mintea lui. Ori pentru asta trebuie să înțelegi foarte bine și în pasul teologic această comunicare a adevărurilor sistematizate în concepte teologice clare este esențială. Pasul cultural. În pasul cultural am de asociat două mandate. Mandatul preoției cu mandatul cultural. Întrebarea este căreia dintre ele îi dau prioritate, care o subordonează pe care. Și vom vedea definiția lucrării creștine. Aici aveți ilustrată o viață integrată și relevantă în care cele două mandate și-au găsit locul și rostul în viața unui om. Dar ce doresc în pasul cultural? Adică ce doresc în trăirea cuvântului? Păi trăirea unei vieți integrate și relevante. Unei vieți integrate în care mandatul preoției și mandatul cultural sunt așezate în ordinea corectă și relevante în care să fiu de folos celor din jurul meu. Observați, sunt trei pași majori în viziunea împărăției și noi în seara asta vom zăbovi mai mult pe pasul exegetic, pentru că pregătim intrarea prin cele 26 de cărți care constituie coloana vertebrală a Scripturii. Dar toți știți Iosua 1 cu 8. Ia să vedem care din voi recită versetul. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Haideți să le luăm pe rând. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Vorbește despre ea când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Deuteronom, da? Vorbește despre ea. A, dacă să nu se depărteze de gura mea, trebuie să o memorez, să meditez la ea, da? Cuget asupra ei zi și noapte. Dar observați, nu mă pot opri aici, pentru că am pasul exegetic, pasul teologic, trebuie să cobor la pasul cultural, căutând să faci tot ce este scris în ea. Dar dați-mi voie să deduc de aici, sau să deducem de aici, implicațiile acestor lucruri. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, adică, Titi? Aceasta obligă la o relație sistematică cu cuvântul lui Dumnezeu. O relație sistematică cu cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, asta nu e o relație sistematică. Doamne, mulțumesc pentru vezi. Nu. Feriți-vă de a transforma Biblia într-un horoscop, da? Biblia ți-a fost dată, respectă-L pe Dumnezeu, citește-o așa cum ți-a dat-o El. Nu fă din ea ce-ți place ție, da? Când eram tineri, în fiecare casă era o cutie cu promisiuni și ne adunam tinerii și scoteam câte o promisiune. Habar n-aveam dacă e pentru noi, nu e pentru noi, da? Le spiritualizam. Întotdeauna m-am gândit, de ce nu există și o cutie cu blesteme? Că ar fi fost normal, dacă Dumnezeu a întărit legământul cu binecuvântări și blesteme, să fie și una și alta acolo. Adale nu ne plac. Și atunci noi trecem prin Biblie doar și luăm ce ne place și ne construim cutiile noastre teologice și ne bulgărim cu ele, dragii mei. Observați, mă obligă la o abordare, la o relație sistematică cu Scriptura, adică carte cu carte. Carte cu carte. Și asta vom face în lunile care urmează. Dar pe urmă spune, cuget asupra ei zi și noapte, adică? Cugetarea este cheia înțelegerii celor citite și este pasul esențial pentru conceptualizarea adevărurilor înțelese. Doar cugetând zi și noapte la legea, încep să se facă lucrurile clare. Aha!
În capitolul 5 din 2 Samuel vedem capitala, reședința, familia și dușmanii lui. E asta nu o să uiți niciodată, da? Pentru că dintr-o dată înțelegi cum s-a cucerit Ierusalimul, cum a devenit capitala lui Israel și pe urmă cum a ajuns. Dar observați, când sistematizez lucrurile, îmi rămân în minte lucrurile și cugetarea este pasul care mă duce încolo. Dar pe urmă spune, căutând să faci tot ce este scris în ea, da? În ceea ce ai meditat. Studierea și înțelegerea Scripturii trebuie să ducă la aplicarea și trăirea ei. Trebuie să ducă la aplicarea și trăirea ei. Observați, am cei trei pași, pasul exegetic, pasul teologic și pasul cultural. Dar în ultima instanță, the rubber hits the road, adică viața este cea care bate filmul sau viața este cea care dovedește tot ce am priceput din Biblie. Și pasul cultural, trăirea, el aduce rod, rodirea, este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi. Și acum să iau cei trei pași și să încerc să-i desfac un pic. Aș porni de la auzirea cuvântului sau de la pasul exegetic. Nu uitați ce urmărim. Cunoașterea lui Dumnezeu din studierea întregului său plan revelat în Sfintele Scripturi. Cunoașterea lui Dumnezeu prin studierea întregului său plan revelat în Scripturi. Sigla asta o găsiți peste tot în istoria binecuvântării. Ce simbolizează ea? Tot planul lui Dumnezeu, din Genesa până în Apocalipsa. Cărțile Scripturii. Pentru că unitatea literară este o carte. Dacă vreau să-L găsesc pe Dumnezeu, da, mă pot juca cu versetele din Biblie, mai ales dacă am cunoscut contextul. Dar dacă nu este clar contextul, citește un pic deasupra și de desubt să vezi dacă ai înțeles corect ce ai scos din text. Deci cărți din Biblie, dar așezând o bază vechi testamentară solidă. Astea sunt trei lucruri pe care nu le negociem. Nu le negociem. Dragii mei, eu am încercat de toate în viață, sunt la sfârșitul ei și nu m-aș întoarce. Am văzut prea mulți oameni care propovădesc cuvântul, care țopăie prin Biblie dintr-o parte în alta și caută să-și facă predicuțe. Dragii mei, și cu asta hrănesc bisericile. Toată Biblia, cărți din Scriptură, toată Scriptura, cărți din Scriptură și o bază vechi testamentară solidă. Pasul exegetic. Care-i problema? Am spus că am încercat de toate. Prima mea carte prin care am predicat a fost Galateni. 3 ani de zile prin 6 capitole. În fiecare săptămână. Apoi am luat Coloseni, 4 capitole, alți 3 ani. În 10 ani am acoperit 10 capitole din Biblie. Și m-am oprit și m-am întrebat, de câte vieți am nevoie să trec prin toată Biblia? Am știut că Dumnezeu nu îmi prelungește viața, nici măcar cu 15 ani ca lui Ezechia. Și a trebuit să schimbăm ritmul. Și dacă iei 3 luni o carte, îți trebuie 16 ani să treci prin cele 66 cărți. Dar sunt și cărți mai mari, sunt și cărți mai mici, dar dacă e o medie 3 luni într-o carte, atunci îți trece viața și tu n-ai atins nici suprafața revelării de sine a lui Dumnezeu. Nu te-ai bucurat de înțelegerea căilor lui. Și atunci asta ne-a obligat să ne punem o întrebare. Dar întrebarea a fost stârnită de un alt aspect. Noi am început lunile seara, de 34 de ani avem lunile seara și am început-o la Mănăștur. Aici erau noroaiele prea mari în Iris, că erau totul desfundat și la ora 10 seara, când plecau studenții, o trebuie să închiriem autobuze, nu mai aveam bani și ne-am mutat la Mănăștur, pentru că cele două biserici predicam din aceleași texte, ne întâlneam în fiecare săptămână, dezbăteam textele împreună și acolo era mult mai central locul. În Mănăștur, cu 30 de ani, cred că, am început toată povestea asta. Și acolo veneau foarte mulți studenți. Dar studenții vin și pleacă. 3 ani, 4 ani, dacă mai dau un masterat, dacă sunt la doctorat să căsătoresc, probabil că îi batem în cuie printre noi. Dar în rest, lucrând cu studenții, ne-am pus o întrebare simplă. Cum așez baza cea mai largă în timpul cel mai scurt în cunoașterea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cum poți încărca
în desaga studenților deschiși pentru cuvânt, cât mai mult din căile Domnului. Și asta a fost o întrebare foarte simplă, foarte practică, care ne-a călăuzit într-un fel spre un răspuns la această întrebare, spre programul Istoria Binecuvântării. Vă spun experiența mea. Eram în anul 5, studiam cartea Iosua și Dumnezeu îi spune lui Iosua: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului tău, ți-l voi da ție. Eu aș fi fost în locul lui Iosua, aș fi înșirat poporul pe graniță și a zis înainte: marș! Și am fi trecut prin țară. Când eram în Belfast, am coborât din avion și am văzut peste tot militari și în fiecare zi un șir de militari măturau orașul dintr-un capăt în celălalt. Atunci era o luptă între catolici și protestanți. Așa aș fi făcut în locul lui Iosua. Dar probabil că și-a făcut planul, și înșirat soldații și la un moment dat au venit la Gilgal gabaoniții. Cu măgar răpciugoș, cu pâine mucegăită, cu burdufuri sparte, cu păpuci stricați, cu haine rupte. Venim dintr-o țară îndepărtată. Am auzit de Dumnezeul vostru și am venit să intrați cu noi în legământ. Iosua, când a zis, wow, uitați să-l întrebe pe Domnul. Se întâmplă și la oameni mai mari, la Moise și la David și mie și ție. Și intră în legământ cu ei. 3 zile mai târziu se pomenesc la porțile lor. Și coaliția militară din Canaan se rupe în două. Cei din sud vin și atacă pe gabaonici. Și gabaonici zic: ajutor, ajutor, ați intrat în legământ cu noi. Când aud capitanii, scot sabile, se intre peste ei și Iosua zice: nu, am jurat pe numele Domnului. I-au pus să scoată apă, să taie lemne, dar nu au putut să atingă de ei. Și când Saul a făcut lucrul acesta, dragii mei, Dumnezeu a pedepsit poporul după el. Și gabaoniții rup coloana vertebrală a dușmanului și îl obligă pe Iosua să dea 2 bătălii mai mici. Una cu coaliția de sud, alta cu coaliția de nord. Și în felul acesta ei frâng coloana vertebrală a dușmanului și stăpânesc țara înainte să o fi cucerit. Pe lângă faptul că eram obosit și am descoperit că am și diabet, am zis: Doamne, este aici vreun principiu care l-aș putea aplica? Am zis: care-i țara care să o cuceresc eu? Sau noi? 66 de cărți, toată Scriptura. Care este dușmanul meu? Ignoranța, nu cunosc căile Domnului. Există oare o coloană vertebrală în Scriptură pe care să o putem cuceri și să stăpânim lucrurile înainte să fi cucerit toată Biblia? Și asta a fost întrebarea care, observați toate astea adunate la oaltă, și studenții, și... Dar ceea ce s-a întâmplat este că ne-am mai pus încă o întrebare. Ca să croiești o cărare prin Scriptură, trebuie să alegi sau să găsești coloana vertebrală a Scripturii, trebuie să alegi cărțile reprezentative pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Ce este o carte reprezentativă? Cum să aleg între una și alta când amândouă sunt cuvântul lui Dumnezeu? Și elementul ăsta ne-a obligat să ne întoarcem la o altă imagine pe care o știți foarte bine. Toată Biblia este vorbirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Și dacă îl întreb: de ce ai vorbit, Doamne? El îmi va spune: ca să mă fac înțeles. Și ca să mă fac înțeles, am vorbit în timp și spațiu. Dar cine ești, Doamne, Tu cel care ai vorbit? Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. În mine nu este nici mutare, nici schimbare, nici umbră de mutare. Cu alte cuvinte, eu nu mă contrazic. Dar de ce ai vorbit, Doamne? Vorbirea mea rămâne normativă și relevantă în toată istoria. Cele 4 axiome fundamentale ale interpretării Scripturii. Dacă vă uitați, orice text biblic, orice carte din Biblie este determinată de 3 contexte, de contextul literar, istoric și teologic. Cu alte cuvinte, cărțile, un program, ca să respecte lucrul acesta, trebuie să adune cărțile reprezentative din punctul de vedere literar, istoric și teologic. Și
Așa judeci un program, așa zici, se merită sau nu se merită să pornesc pe drum? Pentru că în felul acesta știi că drumul pe care îl parcurgi are noimă. Și de aceea uitați-vă la toate formele literare din Biblie, Vechiul Testament, cărțile narrative istorice, legea, poezia, înțelepciunea, profețiile. Dacă mă mut în Noul Testament, am narațiunea, am pe urmă o carte mai interesantă, Faptele Apostolilor, dar tot carte narrative istorică, lângă cele patru evanghelii. Am pe urmă ce scrie acolo? Pilde epistolare. Pildele, epistolele și o carte mai ciudată, Apocalipsa. Deci în programul acesta trebuie să fii întâlnit toate formele literare. Pentru că fiecare formă literară se descuie cu alte cheie. Într-un fel interpretez o narațiune, în alt fel interpretez o poezie și altfel interpretez un cod de legi. Și atunci, în funcție de cartea în care mă aflu, eu trebuie să folosesc metoda potrivită pentru a ajunge să înțeleg adevărul lui Dumnezeu. Când sunt într-o carte de înțelepciune, nici rabinii n-au știut ce să facă cu Eclesiastul, dragii mei, și s-au tras de păr. Dacă n-ar fi găsit câteva elemente care să zică, nu, Dumnezeu este aici, mai ales în ultima parte a cărții, poate ar fi scos afară din canonul Vechiului Testament. Dar altfel se citește cartea Iov, de pildă, decât Exodul, cu totul altfel. Și atunci mă mut de la forme literare la o carte reprezentativă din perspectiva contextului istoric. Observați, aveți toată istoria biblică înaintea voastră. Prima linie dreaptă sunt cărțile lui Moise și Iosua, Hexateuhul. Apoi este Cartea Judecătorilor. Apoi este partea Regatului Unit. Samuel, da? 1 și 2 Samuel, pentru că deja un împărat mă duce la Solomon și după moartea lui Solomon, regatul se rupe în două. Și atunci am 1, 2, 3, 4 sunt, dacă vreți, segmente din istoria lui Israel care trebuie să acoperite în program. Când s-a rupt regatul în două, am două puncte sensibile. Robia siriană, robia babiloniană. Și am pe urmă, sau ducerea în robie, este profeția lui Isaia, profeția lui Ieremia. După care este Ezechiel, Daniel, în robia babiloniană. Dar 70 de ani după robie, ne întoarcem înapoi și avem cărțile post-exilice, Hagai, Zaharia, Maleachi, da? Și am Estera, și celelalte cărți, am trei cărți narrative, trei cărți profetice. După care intri în Noul Testament. Și în Noul Testament ai Evangheliile, Faptele, Epistolele și cartea aceea mai ciudată. Deci, ca un program să se merite să depui timp și efort în cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să te poarte prin toată istoria biblică. Pentru că o carte reprezentativă din punct de vedere istoric trebuie să îmi deschidă ochii să înțeleg ce s-a întâmplat în diversele perioade ale istoriei. Dar pe urmă, cartea este reprezentativă doar dacă adună și al treilea aspect, aspectul teologic. Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles. Da? Ca să se facă înțeles, a vorbit în timp și spațiu, el nu se contrazice. Și observați, linia roșie, din Genesa până în Apocalipsa, este linia mesianică. Biblia este despre Hristos. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Vechiul Testament îl prezintă pe Hristos. Evanghelia lui Hristos, Pavel o descoperă în Vechiul Testament. Linia mesianică este linia roșie și de aceea, în ultimă instanță, linia asta trebuie urmărită prin toată Scriptura de-a lungul întregii istorii. Cum s-a făcut programul pe care îl vom parcurge în lunile viitoare? Biblia are două părți, Vechiul și Noul Testament, 39 în Vechiul, 29 în Noul. Dar când mă uit la orice Biblie, cărțile sunt grupate nu cronologic, ci pe forme literare. 17 cărți narrative istorice, 5 cărți poetice, sapiențiale și 17 cărți profetice. Când mă mut în Noul Testament, am 5 cărți narrative istorice, 4 evanghelii și fapte, am 21 de epistole și Apocalipsa, cartea aceea de la urmă cu tot felul de cai și călăreți și tot felul de lucruri. Dar acum, cum să pornesc la drum? Spuneam, dacă aș porni din Genesa până în Apocalipsa, așa cum le am acum, și aș lua 3 luni o carte,
Mi-ar trebui 16 ani să trec prin toată Biblia. Dar am pus o întrebare. Cum poți așeza baza cea mai largă în timpul cel mai scurt? Care e coloana vertebrală a Scripturii care să mă ajute într-un fel să înfrâng dușmanul, ignoranța, și să ajung să cunosc ceva din căile, din căile Domnului? Și povestea este foarte simplă. Orice copil o poate rezolva dacă îți pui puțin mintea la contribuție. De pildă, dacă e un testament în limba greacă și te uiți la urmă, la partea de aparate ale Vechiului Testament, ale Noului Testament, acolo ai toate citatele din Vechiul Testament și trebuie numai să socotești, 1, 2, 3, să faci o statistică. Dragii mei, din cele 17 cărți narrative istorice, Domnul Iisus și apostolii au citat mai mult din Deuteronom, unde ești Deuteronom, uite aici, decât din orice altă carte. Deuteronomul începe să formeze solul cel mai larg din care va crește Noul Testament. Apoi, dacă vin la cele 5 cărți poetice sapiențiale, psalmii sunt citat mai mult în Noul Testament decât orice altă carte dintre cele 5. Iar Isaia, tocmai am retipărit-o, mai mult decât din toate celelalte cărți. Isaia. Cu alte cuvinte, dacă cauți solul cel mai larg din care crește Noul Testament, este Deuteronom, Isaia și Psalmi. Întrebarea este, unde satirizăm în Noul Testament? Păi dacă iau cartea Isaia, știți cum se numește el? Evanghelistul Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, trebuie să aterizez într-o evanghelie. Și am aterizat în Evanghelia după Ioan. Ioan este pentru evanghelii, ceea ce Deuteronomul este pentru cărțile lui Moise. Și atunci aveți primul an de studiu. Este Deuteronom, Isaia și Ioan. Psalmii sunt răspunsul omului la vorbirea lui Dumnezeu. Practic, teologia o găsesc în cărțile, în Pentateuch, în mod special, legea este acolo și psalmii sunt răspunsul, rugăciunile trimise spre Dumnezeu, pe care Dumnezeu le contrasemnează și le trimite înapoi ca să ne folosim de ele, să ne rugăm prin psalmi. Dar observați, în felul acesta am primul an de studiu. Acum să mă mut în al doilea an, păi o să mă uit la Ioan puțin mai atent și voi descoperi un lucru. Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind mielul de Paște. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și toată cartea Ioan este așezată pe calapodul Exodului, după cum vom vedea. Și atunci Exodul mi se oferă aproape de la sine în anul al doilea. Dar Exodul nu-l pot rupe de Levitic, pentru că Leviticul este manualul cortului întâlnirii. Exodul se termină pe coborârea slavei Domnului în cort. Și Moise și Aron trebuie să fugă afară și poporul întreabă, dar cine poate să se apropie de Domnul? Și cartea Levitic începe să ne ofere condițiile. Și pe urmă, cartea Numeri este organizarea poporului, plecarea spre țara promisă, dar falimentul de la Cades Barnea și Deuteronomul vine să ne învețe ce să facem să nu repetăm istoria părinților noștri. O carte foarte importantă, foarte importantă. Și în felul acesta, observați, am construit cei 7 ani. Uitați-i aici, pe aceștia îi vom parcurge. Sunt 26 de cărți și vom lua câte o carte pe săptămână, o privire de ansamblu asupra ei, o dezbatere a cărții. Dacă de la o săptămână la alta puteți citi, de pildă, Isaia, are 66 de capitole, deci trebuie să vă grăbiți un pic prin ea. Dar mai aveți încă 34 de capitole în Deuteronom, 66 în Isaia, vreo 21 în Ioan și mai sunt și câțiva psalmi regal mesianici. Am vrea să-i retipărim că nu îi avem acum. Dar acestea sunt cei 7 ani. Și asta este cel puțin dorința noastră. Să trecem prin cei 7 ani în pași puțin mai alerți, cu o privire de ansamblu și să încercăm să descifrăm căile Domnului pentru noi, căile Domnului pentru noi. Dar cei 7 ani mai au încă un substrat, un substrat tematic. De pildă în anul întâi, și aș vrea să mă opresc după fiecare încheiere a unui an ca să vorbim despre
adevărul teologic pe care îl urmărim în anul respectiv. De pildă, cum intrăm în relația cu Dumnezeu? Deuteronom, capitolul 6, cred că, vorbește despre versetul 30, despre tăierea împrejura inimii. Da? Abia în Coloseni se reia povestea când n-am fost tăiați împrejur, cu tăiere împrejur făcută de om, ci cu tăierea împrejur al lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Deuteronomul deja anticipează faptul că doar așa voi intra în relația cu Dumnezeu. Dar apoi când vin la Isaia, gândiți-vă la Isaia 53, Isaia 63, nu la întâmplare este numit evanghelistul Vechiului Testament. Și apoi când vin în Ioan, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui, să aveți viață în numele Lui. Scopul lui Ioan este să mă duc în relație cu Dumnezeu, în relație cu viața. Viața, dragii mei, nu e ceva ce mă împrumută Dumnezeu, ci este Dumnezeu însuși și Hristos. El este viața veșnică. În anul 2 am intrat în relație cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu de trei ori sfânt. Cum se trăiește viața în prezența unui Dumnezeu sfânt? În anul 3, Doamne, dar de ce m-ai mântuit? Pentru că am de lucru cu Tine. Care sunt condițiile conlucrării cu Dumnezeu? În anul 4, dragii mei, ne speriem când vedem o generație întreagă îngropată în nisipurile pustiei, din pricina neascultării și răzvrătirii lor. La Cades Barnea, pe mine însumi jur că unul nu veți intra în țară. Da? M-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. În anul 4 se pune o întrebare foarte dureroasă la care creștinii răspund în diverse feluri. Care sunt pericolele care amenință relația cu Dumnezeu? Când treceam prin cărțile acestea, nici n-am avut îndrăzneala să pun întrebarea asta și am zis, care sunt pericolele care amenință preoția noastră? Pentru că deși era o împărăție de preoți, au fost îngropați în nisipurile pustiei, n-au preoțit pentru nimeni, dragii mei. Dar problema păcatului cu voia vorbește despre mai mult. Nu doar că n-au fost preoți, ci relația cu Dumnezeu s-a rupt pentru totdeauna. Pentru păcatul cu voia nu este iertare. Și despre păcatul cu voia este vorba în cartea Numeri. Dar când văd groapa asta și negreața asta înaintea ochilor mei, îmi pun o întrebare simplă. Cum pot să o evit? Răspunzând cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința și așa mai departe. Observați, este o conlucrare. Chiar dacă El dă 99,9% și eu dau 0,1%, acel 0,1% El nu pune în locul meu, ai partea mea de pus. Și atunci conlucrarea cu Dumnezeu, dragii mei, trebuie să fie în viața fiecăruia dintre noi. Na bine, Doamne, am văzut cum se evită pericolul, dar ce câștigam din toată povestea? Ce oferă Dumnezeu celui care răspunde cu credincioșie la credincioșia lui anul 6? Iar anul 7 este încununat, dragii mei, de un personaj incredibil. Da, incredibil. Daniel și Hristos, prin Evanghelia lui Pavel, împărăția lui Dumnezeu descinde în cotidian când printre noi se găsește cineva să aibă curajul lui Daniel care zică, nu mă spurc. Nu mă spurc. Și în momentul acela, pentru că l-a înălțat pe Dumnezeu, Dumnezeu îl înalță pe Daniel și în felul acesta se încheie cei 7 ani cu vreo 7 luni de stat în epistola lui Pavel către romani. Înainte de a merge mai departe, nici nu știu dacă cineva ia întrebările de pe internet sau dacă aveți în sal. Poftim? Nu este sau este? Deci încă nu este o întrebare. Da, da. Vorbesc eu prea mult și oamenii n-au vreme să pună întrebări. Așa este, așa este o posibilitate. Acum, dacă ți se pare mult 7 ani, noi vom trece doar prin 26 de săptămâni sau 30 de săptămâni prin tot programul, dar anul întâi este un întreg. Da? Anul întâi. Și anul întâi, dacă îl parcurgi prin gustul relației cu Dumnezeu. Dacă vrei să adaugi un următor tronson, sunt primii 3 ani.
pentru că anul 3 se termină pe Apocalipsa, ai ajuns la sfârșitul Scripturii. Iar dacă vrei să umbli pe toată cărarea pe care am croit-o, atunci trebuie să iei toți cei 7 ani. Dragii mei, viața trece. Și dacă mergi ca melcul în aceeași direcție, tot ajungi undeva. Dar dacă țopăi prin Biblie dintr-o parte în alta, te pomenești la sfârșitul vieții, că ai rămas cu pomnii goi. Și de aceea sfatul meu este elementele care le auziți aici, le aud cei de pe internet. Dragii mei, asta sfătuiesc pe toată lumea. Înainte să pornești la drum, ia cartea, vezi dacă se merită să mergi în direcția respectivă și când te-ai pornit, nu te vei da bătut. Da. Pentru că lipsa motivării îți ia lucrurile din mâini și din inimă. Și te dai bătut. Și umbli după... Și acum pe internet găsești de toate. Eram la un congres al Uniunii Baptiste și printre altele l-a invitat și un american care prezenta o carte. 30 de minute cu Dumnezeu. Văd că se scoală un păstor, eram în mănăștur, din cealaltă parte și vine până lângă mine și se așează lângă mine, zice, să-ți fie rușine. Nu știu, îl cunoșteam, eram prieten, nu știam care-i problema lui. Zice, ăsta ne oferă 30 de minute cu Dumnezeu și tu ne porți de ani de zile prin Biblie? Și a început să râdă, da? A început să râdă. Dragii mei, dacă viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu, se merită, se merită. Am vorbit de scop, am vorbit de viziune, am vorbit de program. Pot să pun o întrebare? Te rog. Cum vin în completare celelalte cărți care nu sunt schelet? Celelalte cărți din Scriptură? Acum, noi venim de 34 de ani în direcția asta, vă dați seama. Am trecut de câteva ori prin cei 7 ani de zile și ne frământăm cu problema asta și noi nu ne-am oprit, am luat cărțile. Ce am făcut prima dată când am reluat programul, am scos o carte în fiecare an și am pus o carte nouă ca să ai și sentimentul progresului prin Biblie. Da. Și în felul ăsta am reluat cei 7 ani adăugând 7 cărți noi. Sau 8 cărți noi și atunci am adăugat la cele 26 altele. Așa că biserică am parcurs deja vreo 50 și ceva de cărți, da? 50 și ceva de cărți, nici nu știu câte au mai rămas de parcurse. Probabil profeții mici, câțiva dintre ele, 2-3 Ioan. Dar cu siguranță că dorința este să ajungi la toată Scriptura. Mulțumesc de întrebare, Alex. E foarte bună și... Sigur, la noi avem și anul 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, pentru că am continuat să umblăm prin Scriptură. Și cum s-au concretizat pentru unul care e dintr-un alt spațiu, cum s-au concretizat acești 34 de ani? În cărți? Acum, de asta vă spun că atunci când pornești, când am pornit noi la drum, am pornit bășbăind, pentru că n-aveam nimica. Era după Revoluție, în vremea comunismului, afară de tractate prost traduse de evangelizare, nu prea avea nimica. Tot ce am avut au fost aduse fraudulos în țară, cu mașini, cu pereți dubli și cu... În felul ăsta ne-am adunat o brumă de cărți prin misionarii care veneau, dar... În limba engleză toate, că în limba română nu era atunci. Dar între timp, în cei 34 de ani, s-au adunat anumite unelte și le-aș înșira doar. În primul rând, în fiecare carte, de pildă dacă luați Isaia sau luați Ioan, există un calendar sau un program de studiu. Da, un program de studiu. Și poți parcurge cartea în Isaia, de pildă, 19 săptămâni sau 17 săptămâni. De obicei, mergi 13 săptămâni, este 3 luni de zile. Cărțile mai mari am mers 4 luni de zile. În Romania am stat 7 luni de zile, pentru că am rupt Romania în două, am pus Eclesiastul la mijloc în anul al 7-lea. Dar există un program de studiu, un calendar de studiu, care te ajută într-un fel să ții cadența, pasul. Și așa parcurgem și în biserica noastră.
Noi vom intra acum, în, terminăm 2 Samuel, am avut 1 Samuel, psalmii cu context istoric dat și 2 Samuel și intrăm pe urmă în 1 Ioan, 1-2 Cronici și Eclesiastul. Și primul lucru pe care îl facem este un calendar de studiu pe care îl multiplicăm, îl trimitem la comunitate și cei care vor să-l folosească în țară. Dar dincolo de programul de studiu, avem ghidurile de studiu, nu la toate cărțile, și asta ar fi interesant dacă cineva s-ar apuca să facă ghiduri de studiu. Acum văd că este și posibilitatea de o carte la inteligența artificială, îi spune, fă-mi un ghid de studiu și în câteva minute îți faci un ghid de studiu din ea. Mă trebuie să verifici dacă este bună sau nu. Da, lăsați asta pentru alții. Pe urmă sunt comentariile pe care le vedeți. Și, desigur, când vrei să studiezi Ioan și iei un comentariu, ți-e cam groază să te apuci de el, nu-i așa? Sau Isaia, sau Evrei, sau... Dar un comentariu se citește nu ca un roman, ci citești introducerea, după care citești lucrurile care te interesează din ea și îl vei avea mereu lângă tine, după ce ai studiat Scriptura. Dar există și ajutorul acesta. Pe urmă sunt conferințele din 2016-2015. Am început să punem pe site conferințele de la Valea Drăganului și vom vedea care este rostul lor. Și există înregistrări audio și există înregistrări video. Pe YouTube aveți o pădure de unelte pe care le puteți folosi. Deci astea sunt uneltele. Nu pornești la drum acum, ci pornești cu ajutoare. Dacă îți ajută, le folosești. Dacă nu, ești un lup singuratic, e treaba ta și Domnul cu tine, da? Este mai ușor, e mai de folos să-ți descoperi tu adevărul decât să-l primești de la altcineva. Dar astea sunt uneltele disponibile la Anca Mariș, care este cu noi și mulțumesc din toată inima pentru truda ei. Care-i rostul tuturor? Poftim? Eu am parcurs, tu știi că eu am parcurs după aceste 7 ani și mare parte am parcurs în meu și am fost foarte bogățit. Marcel, dacă nu ai fi căscat gura, n-aș fi știut că ești aici, că eu nu văd fețele. Știu, da? știu. Dar viața e tematică. Viața este? Tematică, mm-hmm. Nu-i păcați. Și în situația aceasta, ce a făcut programul să ajute pe oameni în periplul lor, care e tematic și nu-i pe cărți. Acum, dacă ai fost cu noi de la început, că nu te-am observat, cum eu nu văd fețele... Când am fost de la început, dar te-am ascultat pe telefon ca să știu întregul. Da. Când ajungi la concluzia că ai Scriptura, programul, anul și ai o carte, și când ajungi la concluzia că o carte este unitatea literară indivizibilă, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-L cinstești citindu-i scrisorile cum ți le-a trimis El. Și din păcate, dacă vrei lucruri tematice, poți deschide Mișna. În Mișna ai capitolele. Bum, 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 pe temele mari. Cum se scrie un carte de despărțire? Când se poate da, cui se poate da, în ce condiții se poate da, când e valabil, când nu e valabil. Și acolo ai povestea asta. Întrebarea mea este, de ce nu ne-a dat Dumnezeu o carte tematică? Pe de altă parte, cu siguranță că toate scrierile Vechiului și Noului Testament conțin instrucțiuni pentru viața de zi cu zi. De aceea am plecat de la povestea tot ce privește viața și evlavia, le avem prin cunoașterea. Viața și evlavia este cum îți trăiești viața? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin puterea și minunile lui sau puterile lui. Și atunci, eu cred că dacă eu mă fac și mă desfac plecând de la nevoia mea de Dumnezeu, abordarea corectă a unei cărți este cine ești, Doamne? Ui de problemele mele imediate, chiar dacă viața mea curge tematic, ui de ele. Și mă frământ cu cine ești, Doamne? Cum îi pusă la oaltă cartea 2 Samuel? Noi ne grăbim, pentru că toată lumea spune, da, ce-mi spune mie chestia asta? Păi, întrebarea mea este, ce ți-a spus despre Dumnezeu? Dar asta nu ne interesează. Ce să fac eu cu relația mea? Ce să fac eu cu... Ori problema mea cea mare este relația mea cu Dumnezeu. Dar acum, când vin de la cunoașterea lui Dumnezeu și vin spre aplicație,
Păi eu trebuie să-i răspund cumva lui Dumnezeu și atunci acolo cred eu că Dumnezeu vine și mi-aduce înainte lucrurile care mă vizează în mod personal sau care ne vizează ca și comunitate. Noi, de pildă, ne frământăm după un an de zile cu formularea bătăliei pastoral-misionare. O voi atinge un pic mai jos. Dar după ce am studiat Matei Deuteronom, ne-am oprit și am zis la cine cheamă Dumnezeu? Prin puterea lui Hristos să fim, să facem ucenici asemenea Lui, sporind și contribuind la cunoașterea Lui și încurajându-ne la ascultarea de El. Acum asta are de-a face direct cu viața mea. Pe de altă parte, când am avut o nuntă ieri, m-am întrebat și eu, domnule, ce să le predic la tineri despre moartea lui Uza când David a dus chivotul într-un car nou. Dar acolo principiile sunt foarte clare. Chivotul este numit chivotul lui Dumnezeu, al cărui nume este chemat înaintea chivotului, da? Înaintea chivotului unui Dumnezeu care stă între, șade între heruvimi. Deci David îl aducea pe Dumnezeu la casa lui, în casa lui, și a uitat să-l întrebe pe Domnul cum se face treaba asta. Cu toate că i-a spus-o Domnul. Țadoc și preoții nici nu au venit, pentru că David s-a încăpățânat să meargă cu oștenii lui, puterea lui să rezolve lucrurile. Și Dumnezeu l-a trăznit pe Uza în fața lui. Le-a spulberat toată sărbătoarea. Și atunci, dintr-o dată, ai imediat aplicația și zici, Dumnezeu este același, e un foc mistuitor. Dacă vin la altar, că puteam să mă mulțumesc cu certificatul de la primărie, dar dacă vin la altar, eu plec cu Dumnezeu de aici. Și atunci supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci, în sensul ăsta, cred eu că ajung la lucrurile arzătoare ale vieții. Noi am pornit, Marcel, o serie, vreo 17 cărți tematice deja, divorț și recăsătorire în lumina Scripturii. Pentru că în comentarii sunt elementele astea, dacă îți dau cartea Isaia sau cartea Ioan sau cartea Matei, păi ți-e frică să pui mâna pe ea, că nu te mai interesează. Acum, un podcast îl faci în 10 minute dacă îi dai cartea Inteligenței Artificiale, știi? Și alea 10 minute ți ajung și te duci mai departe. Ori sunt teme fierbinți și atunci ăsta e rostul cărților tematice, scara devenirii cristice. Sunt 17 titluri, le puteți lua. Și atunci, cu siguranță că nu poți evita aplicația, așa cum nu poți evita pasul cultural. Dar eu cred că dacă vreau să-L cinstesc pe Dumnezeu, trebuie să pornesc de la pasul exegetic, de la cine ești, Doamne, și abia după aceea pun întrebarea ce vrei să fac. Dar tu nu trebuie să fii de acord cu mine. Că noi suntem prieteni ca să te putem ciorovăi, da, sau certa, sau cel puțin disputa lucrurile. Poftim? Am trecut prin toate cărțile astea împreună, îți dai seama că nu suntem pe poziții diferite. Numai că viața fiind tematică și tu ai simțit nevoia să scrii 17 cărți tematice. Întrebarea este când am dreptul să abordez în modul ăsta o problemă? Foarte bună întrebarea ta. Ca o temă să fie biblic corectă, trebuie să rezume tot ce spune Biblia pe tema respectivă. Ridicați mâinile dacă este în sală cineva care e capabil să facă treaba asta. Și aici e marea problemă. Pentru că noi credem că dacă luăm trei versete și ținem o predicuță tematică, Dumnezeu este mulțumit cu povestea noastră. Nu e adevărat. Da? Nu e adevărat. Dacă n-aș avea nimic altceva, Dumnezeu ar accepta povestea asta. Și atunci întrebarea mea este, nu-i mai corect într-un fel ca după ce am studiat o carte? Că noi vom vedea că studiem o carte în câteva etape. Am pregătirea cărții, analiza cărții, rezumarea cărții. Și rezumarea cărții o fac cel puțin pe două planuri. Pe planul teologic, mesajul cărții, și pe planul aplicativ. Și acolo, the rubber hits the road, acolo, practic, mă întâlnesc cu viața, cu problemele ei, dar am scos din contextul exegetic o temă pe care s-o cred și pe care să-mi pot așeza viața, da? Și nu am încropit o predică tematică luând câteva versete de undeva. Una din problemele foarte frământate în zilele noastre este doctrina Duhului Sfânt. Și eu m-am întrebat, domnule, cum pot să aflu ceva despre doctrina Duhului Sfânt? Păi aș putea lua o concordanță, să scot 10 versete și să-mi croiesc o temă. Și am zis, nu. Dacă Duhul a insuflat Scripturile, trebuie să-L găsesc pe Duhul Sfânt pe fiecare pagină a Evangheliei după Ioan.
Pe fiecare pagină. El a insuflat Scripturile. Dar cine-i Duhul Sfânt? Păi este a treia persoană a Trinității. Rolul lui este să-L proslăvească pe Hristos, nu să vorbească despre sine. Și atunci a fost o greșeală să mă duc la mențiunile explicite ale Duhului Sfânt, pentru că sunt puține. În Ioan am câteva capitole. Dar dacă mă uit atent și iau secțiunile din carte și învăț lecțiile pe care Duhul lui Dumnezeu le pune înaintea mea să mă aduc în prezența lui Hristos, că ăsta este rolul Duhului Sfânt, este o altă abordare. Tot tematică este, dar ținând cont de contextul exegetic. Și atunci, de aceea cred eu că într-o biserică este foarte important să se ia Scriptura în mod serios. Pentru că cunoașterea Scripturii îmi dă posibilitatea să vorbesc ceva mai inteligent despre o problemă sau alta care mă vizează sau care ne interesează pe noi imediat, știi? Și în felul ăsta aș aborda lucrurile. Pentru că revin la întrebarea ta foarte bună. Ca o temă să fie biblic corectă, trebuie să rezume tot ce spune Biblia despre tema respectivă. Ori eu nu sunt în stare să fac treaba asta, nici la 76 de ani. Dacă nu vreau să mai rămânem pe subiectul ăsta, dar șansa noastră este că Biblia este singura carte din lume care trebuie citită în prezența autorului. Mm-hmm. Și Duhul Sfânt, fiind autorul, atunci când ne apropiem cu inimă bună față de ea, El ne ghidează prin, pe fiecare acolo unde suntem, pentru că vorba ta, nimeni nu poate să adune totul din Scriptură la detaliul ultim. Dar sub călăuzirea Duhului, din aproape în aproape, după nevoile noastre, Dumnezeu ne păzește. Și sunt perfect de acord că cartea este pălimarul care dă cadrul, care ne păzește de multă erezie. Așa este. Așa este. Și eu cred că pe măsură ce citesc, Duhul Dumnezeu îmi poate vorbi, Marcel, și mă poate atinge unde nici nu mă gândesc. Și aici e frumusețea, pentru că 10 oameni, dacă am citit același text, Duhul Dumnezeu vorbește în 10 feluri celor 10 oameni. Pentru că viața mea se întâlnește cu cuvântul lui Dumnezeu, este atins de sabia aceasta, mai tăietoare ca o sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo încât desparte și știți textul. Și atunci nimic, totul este gol și descoperit înaintea celui care avem a face. Și atunci aici ai cheia în ce ai spus tu, să o citesc în prezența autorului. Da, dar autorul, fiind Duhul lui Dumnezeu, El are o poruncă foarte clară. El nu poate să facă nimic pentru mine dacă nu am lăsat dovedit vinovat în ce vrește păcatul, neprihănirea și judecata. Dacă viața mea n-a fost curățită de Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, sunt destule duhuri de dragi care să vină în locul Duhului Sfânt să-mi vorbească sau să mă incite sau să mă... Și atunci trebuie să înțeleg foarte bine cum operează Sfânta Treime, știi? De ce spune Domnul Iisus, nicio împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui? Păi numai două împărății există, a întunericului și a luminii. Și Duhul a primit din partea Tatălui mandatul să dovedească lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și aici cred că cei doi termeni sunt similari. Vinovați în ce vrește păcatul. Și asta este prima lucrare pe care Duhul o face. Și atunci când mă pun pe genunchi și cer iertare și îmi rezolv viața și deschid așa Scriptura, atunci citesc Scriptura în prezența autorului, știi? Altfel, în păcatul ridică un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc că ai venit, că aș vrea să fiecare seară să pui întrebări, pentru că sunt mai de folos decât prelegerea mea. Eu pot continua și data viitoare. Dacă aveți alte întrebări, cu cea mai mare bucurie. S-au pus câteva pe internet. Te rog. Cineva întreabă, legat de să strâng cuvântul în inima mea, există o tactică pentru a-l strânge și pentru cel cu probleme de memorie? Habar n-am cum să răspund la asta. Dar cred că Dumnezeu, în bunătatea Lui, vorbește și celor cu minte puțină. Dar întrebarea pe care mi-o pun mie, care n-am probleme de memorie, este cum practic eu textul acesta. Strâng cuvântul tău în inima mea. Ori noi am citat cartea, textul din Iosua 1:8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cel puțin mă întreb, am un timp de părtășie zilnic? Citesc
Biblia sau mi se citește Biblia. Noi acum, cum eu nu pot citi, nora mea o citește. Dar fiecare dimineață, dragii mei, este primul lucru pe care îl facem. Și asta o facem de ani și ani de zile. Da? Și zice, cuget asupra ei zi și noapte. Păi cum să cuget asupra ei zi și noapte când eu mă scol, beau cafea și plec? Și aici memorarea Scripturilor este foarte importantă. Când am cuvântul în mine, îl pot duce cu mine. Când te culci noaptea, stai și te gândești la cuvântul lui Dumnezeu. Sau meditarea este foarte, de aia se cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce s-a scris în ea. Aici ne ajută foarte mult părtășia, la ultimul punct, pentru că ne putem trage la răspundere, putem da socoteală unul altuia, știi? Și în felul acesta mă ajut să trăiesc lucrurile pe care le-am înțeles. Și ăsta e rostul cinei Domnului. Să vin cu lucrurile înțelese, să-i spun da sau nu. Vreau sau nu vreau să trăiesc. Și apoi rugăciunile îmi înduplecă inima să fac ceea ce vreau să fac și trebuie să fac și am promis că fac. Și în felul acesta cred eu că e mare lucru să fim parte a unei comunități și să ne ajutăm unii pe alții. Claudia Pereț, te rog, spune, dacă citim versetul puțin invers, ne strigând cuvântul în inimă și ne cugetând la el, nu cumva așa ajung să păcătuiesc împotriva sa, dăm prilej păcătuirii, deci... Dar ce-i păcatul, aș întreba pe cel care pune întrebarea? Păcatul este o călcare a unei porunci exprese a lui Dumnezeu. Ori dacă eu nu cunosc porunca, nici nu știu că am călcat-o, nu-i așa? Nu cunoști regulile circulației și te mir că ești amendat. Și zic, domnule, dar de ce m-ați amendat? Pentru că ai depășit, dar este limita de viteză? O, dacă nu cunoști lucrurile, tu nu știi ce ai făcut. Și atunci cunoașterea cuvântului Dumnezeu este absolut esențială. De ce zice, ca să nu păcătuiesc împotriva ta? Pentru că am standardul clar înaintea ochilor mei. Dar cât de familiar trebuie să fiu cuvântului Dumnezeu ca să mă surprindă în contextele diverse ale vieții. Și atunci are dreptate. Dacă nu strâng cuvântul Domnului în inima mea, necunoscând cuvântul, dragii mei, foarte ușor o iau prin bălării și încep să calc poruncile Domnului. Și de aceea spune Domnul Iisus, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se din gura Domnului. Pentru că în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe cărarea mea, da? O lumină pe cărarea mea. Este o candelă pentru picioarele mele. Știu încotro să merg. Îmi călăuzește pașii. Și Pavel scrie, pace, ce părere aveți de metoda aceasta de a citi Biblia în mod repetat, să citesc un număr de capitole pentru fiecare lună? Ce altă metodă mai bună poate fi? Să citești câteva capitole mereu și mereu sau ce? Asta l-am înțeles în întrebarea. În mod repetat, un număr de capitole pentru fiecare lună. Dragii mei, nu știu care e cea mai bună metodă, că în Biblia Dumnezeu mi-a dat 66 de cărți. Dar cred că ce facem noi? Luăm o carte și o citim. Și putem citi într-o zi câte? 10 capitole, 15 capitole, 12 capitole, depinde de zile, că zilele sunt diferite. Dar Nora pune semnul, a doua zi o ducem mai departe și așa am citit în vara asta Cronici, am citit Eclesiastul, am citit Isaia, am citit, poftim? Împărați. Deci în felul ăsta treci prin carte. Dar acum, e mare lucru, de pildă, când în biserică se predică 2 Samuel, e mare lucru să reiei capitolul respectiv, să te frămânți ca ele, să încerci să vezi cum construiește naratorul toată narațiunea lui, cum leagă lucrurile la oaltă. Asta e foarte important, pentru că asta îți fixează cuvântul lui Dumnezeu în tine. Dar sunt oameni care citesc din Vechiul, din Noul. Mie mi se pare puțin ciudat, pentru că rupi firul logic al narațiunii. Dacă întregul literar este o carte, atunci aș dori să citesc cartea așa cum mi-a trimis-o Dumnezeu. Și nu este o întrebare. Te rog. Dacă ar fi să recomandați o carte din Biblie cu care să înceapă citirea Bibliei un adolescent care își începe călătoria cu Dumnezeu, care ar fi acea carte? Și
o notă de subsol. E vorba despre un adolescent care nu a crescut într-o biserică și nu a participat la o școală duminicală. Probabil că prima carte pe care aș recomanda-o să intre în cartea de Deuteronom și Isaia și Pedinții. Dar prima carte care ar prinde bine, nu comentariul meu, ci cele 21 de capitole din Evanghelia după Ioan. Țin minte pe unul din misionarii care în 85 eram în păduri pe aici cu el, zicea, pe plajele braziliene, acolo făcea el evanghelizare, zice, n-am ajuns cu niciun om dincolo de capitolul 12 fără să-l primească pe Domnul. Dar pentru asta trebuie să știi fiecare virgulă din carte, ca să poți răspunde, să poți dezghioca într-un fel frumusețea asta extraordinară din Evanghelia după Ioan. Și eu cred că Evanghelia după Ioan, în mod intenționat, este scrisă pentru cei care n-au ajuns să creadă că Iisus este Hristosul Fiul Dumnezeu și n-au ajuns la viață în numele Lui. Și este o carte mai ușoară. Acum, programul este făcut pentru o biserică. Noi am avut 1600 de biserici pe urmele noastre și acum ne gândim că foarte mulți s-au abandonat din pricina faptului că primele două cărți, Deuteronomul și Isaia, sunt foarte grele. Amândouă sunt grele. Și când ai dat de greu și n-ai timp prea mult și te-ai desumflat, cauți ceva mai ușor. Și probabil că ar fi nevoie de un an zero care să te ajute să guști puțin din frumusețea cuvântului. Și dacă nu te dai bătut și ajungi din Isaia în Ioan și ai câștigat biruința. Dar să mai fac un pas, eu nici m-am uitat la ceas. Avem un pic de timp. Ultimul pas a fost ținta sau scopul pe care îl avem. Și ținta noastră este, ajutați-mă, ce scrie aici, să nu mai fim copii, plutind încoace și în acolo, purtați de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului, să creștem într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Da? Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Imaginați-vă ce a făcut Satan. N-a putut să ne ia Biblia din mână, dar a umplut internetul de vânturi de învățătură. Toate ereziile se predică cu Biblia deschisă între vorbitori și ascultători. Toate. Pentru că dacă cineva vine Coranul, nici nu-l ascultăm, ne ducem mai departe. Eventual, dacă ai probleme să interferezi cu ei, atunci citești Coranul, dar altfel nu te interesează, sau orice altă carte sfântă. Nu îți așezi viața pe ea dacă vrei să-L cunoști pe Hristos. El a adus cuvântul înaintea noastră, ne-a spus că nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege fără să fi împlinit toate lucrurile. Și atunci deschidem Biblia, dar dacă o stâlcim în interpretarea ei, atunci vânturile de învățătură încep să bată și bat și prin biserica noastră, fiți liniștiți. Pentru că nimeni nu poate opri acum pe niciunul dintre noi să facă un click pe internet și să asculte ce dorește. Și atunci buimăceala teologică care se creează în felul acesta, întrebarea este cum ți-o rezolvi în minte? Într-un singur mod. Luând sistematic Scriptura. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte. Luând sistematic Scriptura și descoperind căile Domnului, Dumnezeu zice, în aceasta găsesc plăcere eu. Și când descoper căile Domnului și încep să umblu pe ele, îmi bucur inima lui Dumnezeu. Și atunci eu cred că, nu știu ce să vă spun altceva, dar vânturile de învățătură, dragii mei, s-au întețit cum nici nu vă credeți. Depinde pe ce vă uitați pe internet, dar puteți fi într-o duminică la 7 biserici pe toate continentele. Să ascultați tot felul de predici și vorbăreți. Întrebarea este cu ce te alegi și ce aduni în ultimă instanță. De aceea, ținta este, uite aici, stabilitate doctrinară. Să știu ce cred, să pot da socoteală de nădejdea care este în mine cu blândețe și teamă. Ăsta este primul lucru. Pe urmă, integritatea caracterului. Pentru că dacă adevărul nu mă schimbă pe mine, mă condamnă pe mine. Și atunci stabilitatea doctrinară trebuie să rezulte în integritatea caracterului. Dar caracterul meu se verifică în relații, da? În slujirea mea. În ce porți spre alții,
Fie le dau cu vasele darurilor Duhului Sfânt în cap, fie îi las să bea roada Duhului din vase. Asta este alegerea fiecăruia dintre noi. Și atunci disponibilitatea pentru slujire sau caracterul manifestat în relații este dovada faptului că adevărul a lucrat ceva, a lucrat ceva în mine. Deci, ce am făcut în seara asta? Am trecut prin scop, viziune, program, unelte și am pus ținta înaintea noastră să creștem într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să ating și pasul teologic în fugă. Comunicarea adevărurilor sistematizate în concepte teologice clare. Dacă mie nu mi-e clar adevărul, ce o să spun copiilor mei? Ce o să spun unui tânăr adolescent care îl caută pe Domnul și n-a crescut într-o biserică? Și Ioan o să fie greu pentru el, dar cel puțin este o carte în care se poate întâlni cu Domnul Iisus. Dar copiii pun întrebări. Cum răspund la întrebările respective? Da? Părerile mele sau ale mele? Este scris, ia Domnului. Și Domnul Iisus a știut să răspundă lui Satan cu este scris, da? Este scris. Acum când mă gândesc la pasul teologic, am cel puțin trei domenii. Aici este adevărul sistematizat, teologia, da? Și pe urmă am adevărul aplicat la relațiile dintre noi în biserică și adevărul aplicat la relațiile dintre noi și cei de afară. Și atunci adevărul lui Dumnezeu lucrează și între noi, lucrează și în relațiile noastre cu părinții noștri necreștini, cu colegii noștri, cu vecinii noștri, dacă ne-am luat în serios rolul de preoți. Acum se ridică o întrebare. Am cuvântul pe de-o parte și am biserica cu nevoile ei imediate pe de altă parte și pot să mă așez pe mine acolo, în locul bisericii, ca și individ. Viața curge tematic, spunea Marcel. Cum își conduce Hristos biserica? Este întrebarea. Poate cel mai clar exemplu îl aveți în cele 7 scrisori din Apocalipsa. Hristos cel glorificat, care umbla prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, vorbește îngerului bisericii. Și pe urmă urmează vorbirea lui, îngerului bisericii din Efes scrie, tu. Și scrisoarea se termină așa, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor? Duhul. Dacă vă uitați, Hristos vorbește prin cuvântul lui, Duhul tălmăcește pentru biserică vorbirea lui Hristos. Acum extrapolați povestea asta la toată Biblia. Biblia este vorbirea lui Hristos, Duhul tălmăcește Scriptura pentru noi și atunci ăsta este modul în care El își zidește biserica. Observați, întotdeauna lucrurile pleacă de sus în jos, nu de jos în sus. Nu de la nevoile mele imediate, ci de la cine ești, Doamne, de la cuvântul lui Dumnezeu, de la căile Domnului. Necunoscând căile Domnului, ne rădăcim în inima noastră și Dumnezeu se dezgustă de noi. Și atunci, frământarea mare, și de aia e mare lucru să fii într-o biserică, pentru că ai o influență. Nu toți sunt învățători, nu toți au aceeași vârstă, nu toți au aceeași experiență în cuvânt. Să stai lângă cei maturi, lângă cei care au trăit mai mulți ani în Scriptură, este mare lucru. Mare lucru, dragii mei. Experiențele mele personale nu te ajută, că nu ți le pot transfera, dar principiile în baza cărora vorbesc despre ele pot fi ale tale, le poți lua cu tine. Și atunci Hristos își conduce biserica în felul acesta. Noi am descoperit tiparul danielic. Observați, toată Scriptura, cărți din Scriptură. Acum, într-un an, dacă luăm 3 cărți, cum o să avem acum Deuteronom, Isaia și Ioan, Dumnezeu vorbește prin cele 3 cărți. Asta este vorbirea Lui spre noi. Dar noi suntem chemați să-i răspundem lui Dumnezeu. Și în fiecare an voi avea psalm sau proverbe. De ce? Psalmii sunt rugăciunile adresate lui Dumnezeu în baza vorbirii lui, adevărilor lui. Proverbele sunt umblarea noastră prin viața de zi cu zi în lumina adevărului lui Dumnezeu. Dar când mă uit, de ce am spus tipar danielic? Pentru că Daniel a primit de la Dumnezeu niște vedenii ciudate. Nu știu ce să facă cu ele, a așteptat răspunsul de la Dumnezeu și și-a pus inima să înțeleagă. Și când am înțeles
să se smerească înaintea Domnului și rostește rugăciunea din capitolul 9, dovada smereniei lui. În capitolul 11, arhanghelul Mihail sau omul îmbrăcat în haina de aur zice, nimeni nu era cu mine. Nimeni, cum adică nimeni? Oaste cerească era de partea lui, pe pământ. Daniel singur, dragii mei, mijlocea, era în lupta cerului împreună cu omul în haina de in. Și atunci, în baza tiparului danielic, noi ne întrebăm, Doamne, cum trebuie să-ți răspundem la ce ne-ai zis? Abia aștept Manu să aflu cum arată bătălia pastoral-misionară din anul ăsta, 1-2 Samuel și Psalmii, cu context istoric dat. Pentru că bătălia pastoral-misionară este ceea ce noi, ca biserică, nu sunt aplicațiile personale pe care le-am luat, ci aplicația care ne vizează pe toți deopotrivă ca biserică. Și atunci ne întrebăm ce cadre trebuie să creiem pentru adevărul respectiv să prindă viață în comunitatea noastră. Cum trebuie să arate întâlnirile noastre, câte trebuie să avem, ce cadru facilitează împlinirea acelui adevăr sau aducerea acelui adevăr în viața bisericii. Acum, pasul teologic, noi am încercat să-l compensăm sau să-l facem în conferințele din vară. Aveți aici ciorchinele teologiei sistematice, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? Aici ai, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De Tatăl se leagă doctrina pentru oameni și îngeri. Și unii și alții cad în păcat. Toți oamenii o parte din îngeri. De Fiul se leagă doctrina despre mântuire, biserică și aici jos escatologia. De Duhul Sfânt se leagă doctrina despre sfințire și scriptură. Și atunci noi ne-am învârtit în jurul ciorchinelui teologic, an după an, luând câte un context exegetic și vorbind tematic despre lucrurile respective. Despre mântuire, despre biserică, despre doctrina Duhului Sfânt, despre sfințire, despre om, despre... Și în felul ăsta rămâi în pălimarul exegetic și tema pe care ți-o scoți, cel puțin este corectă în contextul exegetic respectiv. Și dacă am ajuns corect la ea, Dumnezeu nu se contrazice. Voi găsi elaborarea acelui lucru în celelalte cărți. Pasul cultural îl las pe data viitoare. L-aș aminti doar și a zice, Dumnezeu ne cheamă să-L cunoaștem și să-L facem cunoscut. Și aici, la să-L facem cunoscut, cred că e viața noastră de zi cu zi. Viața de zi cu zi. Și v-aș aduce aminte doar de un text de seară, din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 17. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cum este El, și aș putea spune, cum este El în lumea aceasta, așa suntem și noi în lumea aceasta. Da? Dar văd o comparație între El și noi și lumea este pusă la mijloc pentru că El a venit în lume și noi suntem trimiși în lume. Și atunci, când mă uit la textul acesta, încep să-mi pun întrebarea seară, am încercat să punem câteva paralele, da? Lumea nu L-a cunoscut nici pe El, nu ne cunoaște nici pe noi. Dar ce înseamnă asta? Și în felul acesta am putea face paralelele. Dar dacă mă gândesc la Ioan, capitolul 1, versetul 18. Zice, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Cum este El în lumea aceasta? Ca reprezentant al Tatălui, ca unul care a venit să-L arate pe Tatăl, pentru că Tatăl este nevăzut, nimeni n-a văzut vreodată pe... Dar cum îl vor cunoaște lumea aceasta pe oameni? El a plecat la Tatăl. Nu cumva prin mine, prin tine, prin noi? Și atunci când vorbim despre să-L facem cunoscut, pe cum este El în lumea aceasta, El este în lumea aceasta făcându-L cunoscut pe Tatăl, noi suntem în lumea aceasta ca să-L facem cunoscut pe Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt. Da? Pe Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt. Când mă gândesc la rugăciunea lui de mare preot, capitolul 17, 20, 21, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Observați, mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Dar cei care vor crede în El au nevoie de mine și de cuvântul meu și de viața mea și de mărturia mea. Și atunci vor crede în mine și în mod implicit Hristos zice, nu te rog să iei din lume să-i păzești de cel rău.
am fost scoși din lume și retrimiși în lume, spălați, împuterniciți de Duhul Sfânt, ca preoți, ca martori ai Domnului Iisus Hristos. Și textul continuă. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Dacă lumea nu crede că este trimisul Tatălui, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, n-are mântuire. Și atunci eu sunt în lume, nu să vorbesc despre mine și despre predicile mele, ci despre Hristos, să-L reprezint pe El, să-L mărturisesc pe El, să-L las pe El să trăiască prin mine. Și atunci lumea practic este adusă la El, nu la noi. Lumea nu are nevoie de baptiști sau penticostali, dragii mei, nici de ritualurile și religiile noastre. Noi avem nevoie de ele, că suntem în trupul acesta. Lumea are nevoie de Hristos. Așa cum lumea n-are nevoie, sau frații n-au nevoie de darurile noastre duhovnicești, au nevoie de conținutul lor, de roada Duhului. Darurile sunt simple vase, da? Conținutul contează. Și de aceea lumea va crede doar dacă Dumnezeu este dus spre ea, Dacă mă întorc înapoi la textul nostru, ca să închei cu el. Cum este el, așa suntem noi în lumea aceasta, și versetul continuă. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi. Wow! Astfel se face, dacă suntem în lume cum este el în lume, astfel se face, spuneam, că dragostea este desăvârșită în noi. Știți de ce? Pentru că el este dragostea lui Dumnezeu turnată peste lume. Și dacă noi suntem reprezentanții Lui, dragostea este desăvârșită în noi. Dar textul continuă. Pentru ca să avem deplin încredere în ziua judecății. Pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Dragii mei, scopul nostru este să-L cunoaștem pe El, să-L facem cunoscut. Dar dacă pe mine nu mă interesează jugul lui Hristos, întrebarea este, ce voi face în ziua judecății? Când va trebui să dau socoteală de talanții pe care i-am primit, i-am îngropat în ștergar, i-am pus în negoț, ce a lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă cu dobândă. Tot ce a lui Dumnezeu, tot ce am primit de la El, trebuie să se întoarcă cu dobândă. Și atunci întrebarea este, în ziua judecății, voi da socoteală, voi fi primit, dragii mei, în baza sângelui lui Hristos, dar că voi stăpâni 10 cetăți, 5 cetăți, ce voi fi, cu ce mă voi ocupa în lumea care vine, depinde de cum mi-am trăit viața aici, ce am făcut în viață aici. Și asta este o judecată pentru răsplătire. Pentru răsplătire. M-aș opri, dacă sunt întrebări, să nu vă fur cele 7 minute care au mai rămas. Mai este o întrebare după internet. De ce există așa de multe interpretări ale Bibliei și care este cea mai corectă? Ce ziceți de studiu biblic inductiv, dar deductiv? În primul rând, care e diferența? Într-un studiu biblic deductiv, am o concluzie pe care vreau neapărat să o demonstrez. Într-un studiu inductiv, nu știu concluzia. Și atunci încep să trec și fac analiza și după ce am făcut analiza, deduc din toate detaliile, deduc adevărul care mi l-a comunicat Dumnezeu. Și eu cred că studiul biblic inductiv este cel care trebuie să guverneze. Acum când prezinți un adevăr pe care tu l-ai parcurs, îl poți prezenta și deductiv. Îți pui concluzia de la început, după care îți argumentezi. Dar ca să ajungi la concluzia respectivă, de pildă, vom vorbi despre Deuteronom. O să vedeți un cerc, iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Deuteronom. Well, de unde să știu că e adevărată povestea asta? Pe la asta ajungi când pui toate detaliile. De aceea când noi ne apropiem de o scriptură, mai întâi ne facem o hartă, pregătirea cărții. Apoi facem analiza cărții, trecem prin ea, pas cu pas. După care avem concluziile sau rezumatul cărții. Ți-am spus că îl facem cel puțin pe două planuri, teologic și aplicativ. Și acolo am, acum când prezint cartea, eu pot pleca invers.
pot pleca de la concluziile mele și pot aduce argumentarea care m-a dus la cele concluzii. Și dacă argumentarea este bună, mă fac înțeles. Nu avem timp să construim. Dacă vrei să construiești înspre ceva, probabil pleci inductiv. Și iei lucrușoarele și dintr-o dată, bum, ajungi la concluzia pe care vrei să o transmiți oamenilor. Care e cea mai bună interpretare între cele două? Depinde. Când zic interpretare, probabil că aș merge inductiv la Scriptură. Și în prezentări, poate deductiv, dacă e cazul. Haideți să încheiem. Și vă spun ce vom face data viitoare. Vom intra în Cartea Deuteronom. Așa că dacă aveți ambiția să citiți Cartea Deuteronom, numai 34 de capitole are. Și noi nu de mult am studiat-o, așa că pentru mulți nu e foarte străină. Dar dorința noastră este să aducem cartea înaintea noastră și să vedem din ce e făcută și să păstrăm în minte cartea respectivă, să ne facem un cuier pe care să o putem așeza și în felul ăsta să așezăm carte lângă carte, să descoperim căile Domnului prin ea.